Nu știu cum se împărtășește. De ce? Pentru că biserica, se știe, mai ales în perioada celor 7 sinode ecumenice, a luptat pentru adevărul de credință și mai ales pentru a rândui nu niște formule care se prindă în ele neapărat taina dumnezeiască, pentru că lucrurile acestea nu se poate. Dar biserica a rânduit toate aceste dogme, învățături, pentru ca un creștin să meargă. Cum spunea Părintele Grofa, nu te aparte nici la dreapta, nici la dreapta, nici la stânga, nici la dreapta. Mergi drept. Pentru a merge. Ce se întâmplă? De ce nu se poate împărtăși cineva care nu are dimensiunea rituală a cinstirii Sfinților din icoană? Pentru că ultimul sinod ecumenic, 787, încheie această luptă a Bisericii pentru a stabili adevărul de credință în ceea ce privește întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, cinstirea Sfintelor Icoane este ultimul capitol din lupta Bisericii pentru a stabili adevărul acesta. Legătura dintre firea omenească și firea dumnezeiască în Hristosul Dumnezeiesc, al Fiului Dumnezeu. Deci nu este ceva anexă. Adică eu mă împărtășesc, dar mă rog, icoanele e ceva... e o anexă. Problema asta e că e o anexă care nu mă interesează prea mult. Nu, este foarte importantă. De aceea, dacă ne amintim la sinodul de la 787, au fost anatematizați toți ereticii. De la Arie, apoi la cei de la sinodul 2, ecumenic 3 și așa mai departe. De ce? Pentru arătând că acest triumf al Bisericii în formularea adevărului de credință despre Sfintele Icoane, întemeiată tocmai pentru întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că noi nu împărtășim doar cu energia trupului, ne împărtășim în mod real cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Ori cinstirea Sfintelor Icoane se întemeiază tocmai pe întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, dacă este să folosim o logică a Sfinților Părinți, nu văd cum te poți împărtăși fără să cinstești Sfintele Icoane, gândindu-te că asta cu icoanele, eu am deja o altă... Mi se pare că această practică ține mai mult de altceva, de un ezoterism care exclude trupul din această economie dumnezească. Deci e o mare confuzie aici, cred eu. Și o mare rătăcire. Da? Să ajute Dumnezeu ca... Deci, de ce? Că învățătura de credință a Bisericii, de la Sinodul I Ecumenic, când are a legat Dumnezeirea lui Iisus Hristos, l-a făcut creatură și apoi, mergând la Sinodul al doilea Ecumenic, cu Plătomachii și celelalte sinoade, toate acestea sunt un întreg. Deci este învățătura plenară a Bisericii. N-ai cum să accepți. E ca și cum ai zice, domnule, cred în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, adică Sinodul I Ecumenic, dar nu cred că Duhul Sfânt este Dumnezeu și El este Urces. Nu. Ele merg împreună. Deci Sinodul 7 Ecumenic merge împreună cu Sinodul și cu toate celelalte sinoade ecumenice, așa cum vă spuneam. La Sinodul I al 7 Ecumenic au fost anatematizați toți ereticii. De la Arie până... Și există, în Duminica Ortodoxă, există această practică a anatematizării ereticilor, a ereziei. De ce? Pentru că erezia falsifică tocmai Duhul Bisericii, înlătură Duhul Bisericii și atunci, dacă intervine mintea omului, păi, mintea omului fără revelație nu înseamnă, fără Harul lui Dumnezeu nu înseamnă nimic. Pentru că părinții Bisericii nu s-au. Vedeți, n-au formule, n-au și formule care pot fi prinse de minte. Nu. Au dat aceste expresii dogmatice care ne feresc să nu alunecăm în dreapta sau în stânga, în prăpastie. Pentru că ce poate spune, spre exemplu, formula calcedonică? Cele două firi există în o
ipostasul dumnezeiesc al Fiului, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Deci sunt expresii antinomice. Dar ele ne feresc cumva să credem noi că pe calea aceasta a formulărilor raționale am putea prinde taina dumnezeiască. Dar sunt niște repere, sunt niște boli. Mergi pe calea asta și atunci ele nu se așează în locul adevărului, pentru că adevărul este adevărul Sfintei Trăimii. Al persoanelor Sfintei Trăimii. Mă iertați, vă rog, referitor la Sfintele Mari Sinode Ecumenice, Sinodul recent din Creta, numit și Sfântul și Marele Sinod, de alții este numit Sinod Tâlhăresc, vine să întărească sau să respingă unele din învățăturile Sfintelor Șapte Sinode Ecumenice? Da, aș vrea totuși, e o întrebare care a fost deja pusă de la Sinodul din Creta, s-a ajuns deja la o dezbinare. În ceea ce privește Sinodul din Creta, cred că argumentele celor care au participat la acest sinod au fost clare. Nu s-a viciat nicio învățătură a Bisericii și în același timp s-au pus niște probleme concrete care țin de lumea de astăzi și mai mult decât atât ceea ce este dureros este faptul că, apropo de Sinodul din Creta, este faptul că înainte de a se ține Sinodul din Creta, toate aceste acuzații erau deja formulate. Cum vă explicați? Deci, înainte de a se ține Sinodul din Creta, cei care se află în spatele acestei mari dezbinări, deja formulaseră acuzațiile, știau deja ce se va întâmpla, erau deja pregătiți. Deci, consider eu că toată această discuție n-a provocat decât dezbinare și ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu să spui cuiva, Doamne, nu te mai duce în biserici, du-te nu știu unde, nu mai este ierarhie, nu mai este nimic. Ferească Dumnezeu. Deci este un duh de dezbinare și trebuie să ne rugăm pentru unitatea bisericii, pentru că și sunt foarte mulți, din păcate, care, vedeți, sunt prinși de aceasta. Adică eu am avut și chiar câțiva fii duhovnicești, așa, erau foarte porniți. Dar, de fapt, pornirea asta era hrănită de o patimă din ei. Această dezbinare. Adică ei nu aveau o rânduială, cât de cât, să spui, Doamne, că nimeni nu este fără de păcat. Dar, în schimb, își hrăneau această patimă și o hrăneau prin asta, alimentându-se, uite, Sinodul din Creta. Și așa, Doamne, până ajungi tu să înțelegi cu Sinodul din Creta, ar fi bine să luți cu propriile neputințe pe care bănuiesc că le ai. Deci, ce vreți să... o dezbinare? Dezbinarea a fost lucrată, adică unii dintre cei care s-au așezat în această mișcare, din păcate, nu și-au dat seama că slujesc altui duh, duhul dezbinării. Și eu cred că dezbinarea este... nu avem nevoie de așa ceva, cu atât mai mult cu cât acest sinod n-a formulat niște adevăruri de credință altele decât cele care există deja în biserică. Am încerc scuze. Dar să spun și o întrebare. Cred că există în viața noastră niște momente în care ești slăbit duhovnicește și în care ești foarte prins și nu... adică dimineața până seara ești cumva în afara, și în afara casei și, și în afara bisericii, mai când am și o săptămână și până și cu toate treburile. Și dacă ne puteți da un sfat pentru aceste momente, să nu fie ca o pauză. Pentru aceste momente în care cumva, dacă nu mai ești întărit duhovnicește și nu mai nu știi, adică nici nu mai poți putea să te rogi sau nu ai timpul necesar. Cred că se trăiesc astfel de stări din ce în ce mai mult. Uite, să spun asta bine nimic acum.
și a povestit Părintele Zaharia de la Isus, el a povestit ca despre altul și cineva, dar probabil pe dânsul s-a întâmplat. A ajuns acasă, dânsul este bolnav, este bolnav, poate că peste zi, amicenilor s-a ocupat cu lucruri provincești. A ajuns la chilie frânt. Mărțe noi, bază, mintea, nu știu ce așa. Nu mai avea puterea de a se mai ruga, de a-și face rânduială, rugăciune. Dar nu se simțea nici împăcat să se culce așa, fără rugăciune. Și a început să se plimbe prin chilie. M-a dus în caleu, nu ușa. Cerându-și iertare de la Dumnezeu, Doamne, iartă, dar nu pus mult. Și după vreo jumătate de oră de astfel de spuciu, a venit asupra lui cu asemenea stare de plăciune, asemenea stare de har, care au dispărut și în oboseala, și în creștirea, și în acelea. Cred că tot Părintele Zaharia a fost odată la Antonu, ne-a spus, apropo de neputințe, stările acestea de neputință, că Părintele Sofronie nu era pentru practic. Nu era practic, ci era foarte fix de fapt cu practicul. Dacă practic era cât poți, să faci cât poți. Dar Părintele a spus că, de la un moment dat, parcă nu era mulțumit, nu era împăcat cu acest cât poți. Și l-a întrebat încă o dată. Uite, ce înseamnă cât poți? Și a zis, până când cazi jos, și nu mai poți. Apropo de cât poți. E o măsură a dragostei noastre și aici, cât puteți. Deci, ambele întâmplări sau ambele convintele, tot a ajutat. Experiența mă ce ne poate ajuta și pe noi. În sigur, în primul moment, așa părea când a ajuns acasă, că sufletul este obosit, mintea împrăștiată. Dar, cum a răspuns Dumnezeu, frământării lui, cum se simțea împăcat,